Bună ziua și bun găsit! Sunt la Lucas cu și vă invit să urmărim împreună știrile din agricultură. Impozitul pentru terenul agricol din Extravilan, nelucrat timp de 2 ani consecutiv, se poate majora cu până la 500%. Asta prevede proiectul de cod fiscal, lansat miercuri 18 februarie în dezbatere publică. De asemenea, actul normativ aduce o serie de modificări în sprijinul sectorului agricoalimentar. Astfel, TVA-ul urmează să fie redus la 20% de la 1 ianuarie 2016 și la 18% din 1 ianuarie 2018. În plus, se prevede o cotă redusă la TVA de 9 pentru produsele de morărit și panificație, precum și pentru carne, pește, legume și fructe. Parlamentul European a votat săptămâna trecută noi reguli privind etichetarea produselor din carne. Etichetele vor avea specificată și țara de origine a cărnii. Conform recolta.eu, Ștefan Pădure, directorul executiv al Asociației Române a Cărnii, afirmă că noile reguli europene de etichetare au fost o capcană pentru producătorii români de carne. El spune că prestigiul nostru pe piața europeană este la pământ după câteva scandaluri în care am fost implicați fără vină. Este vorba despre scandalul cărnii de cal din Lazania și despre scandalul antibiotice celor din pieptul de curcan. Fermierii oltenii nu se înghesuie să solicite un studiu agrochimic inginerilor de la Oficiul de Studii Pedologice și Agrochimice Olt, deși acest lucru i-ar ajuta să crească producția. Potrivit Gazeta 9.0, prin intermediul Oficiului de Studii Pedologice și Agrochimice Olt, fermierii au posibilitatea să solicite specialiștilor din cadrul acestei instituții să efectueze studii agrochimice pentru a se determina elementele nutritive de care solul are nevoie. Ulterior, se elaborează un plan de fertilizare pentru terenurile arabile. În 2014, doar 4-5 mari fermieri din județ au solicitat efectuarea de astfel de studii, iar la începutul acestui an, grădinarii din nordul județului au dorit să sondeze calitatea solului. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a emis ordinul privind stabilirea perioadelor și zonelor de prohibiție în pescuit, precum și a zonelor de protecție a resurselor acvatice vii în 2015. Astfel se instituie măsuri de prohibiție pentru pescuitul în scop comercial, recreativ sau sportiv și familial al oricăror specii de pești, crustacee, moluște și al altor viețuitoare acvatice în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 11 aprilie 9 iunie, în zonele de refacere biologică sunt interzise pescuitul oricăror specii de pești, crustacee, moluște și al altor viețuitoare acvatice, precum și lucrări care pun în pericol existența resurselor acvatice vii. Stațiunea de cercetare-dezvoltare Horticolo din Drogoieni, județul Gorj, are deplătit circa 2 milioane de lei către bugetul statului. Potrivit ziare.com, per Târgu Jiu, pentru că unitatea se confruntă cu mari probleme financiare, iar debitele cresc de la o zi la alta, administrația județeană a finanțelor publice Gorj a scos la vânzare mai multe bunuri din patrimoniul unității pentru a mai recupera din restanțe. Pe 23 februarie vor fi vândute prin licitație trei bunuri din patrimoniul unității. Este vorba despre o o remorcă agricolă basculabilă, o remorcă cisternă și un cazan aburi tip ABA. Valoarea acestora a fost estimată la 8.500 de lei. Au început pregătirile de primăvară la stațiunea Pomicolă din Târgu Jiu potrivit impact în gorj.ro O atenție deosebită se acordă pe pinierei Pomicole de unde se poate valorifica la toamnă materialul necesar la vânzare pentru asigurarea de venit. Pregătirea de primăvară este necesară la unitatea de cercetare în domeniul agriculturii, nu doar pentru materialul de plantat. Sunt solicitări și pentru întocmirea de proiecte de specialitate pentru înființarea de plantații este adevărat pe suprafețe mici de la producători individuali sau forme asociate susțin reprezentanții stațiunii. Vestea bună este că temperaturile mai puțin prielnice din ultima perioadă nu au influențat negativ plantațiile de pomi sau de viță de vie, rezistența fiind până la minus 25-27 de grade la anumite specii. Îngrijirea plantelor de interior este o modalitate plăcută de alungarea stresului dacă este făcută cu pasiune. Potrivit pungro, plantele de apartament au puterea de a curăța cam 80% din toxinele aflate în aer în maximum 24 de ore. Pentru a ne bucura cât mai mult timp de ele, trebuie să ținem cont însă de câteva reguli de bază. În ceea ce privește udarea, puteți face această operațiune scufundând ghivecele într-un vas cu apă la temperatura camerei. După 30 de minute le puteți reașeza la locul lor. Dacă plantele s-au îmbolnăvit sau doar o frunză este infestată, trebuie înlăturată partea cu probleme cu soluții speciale. Operațiunea se repetă până dispardă unătorii. Momentul potrivit pentru schimbarea pământului este la începutul primăverii. Clonarea animalelor cu scopul de a fi utilizate în alimentația oamenilor este subiectul care va fi dezbătut săptămâna viitoare de Comisia pentru Mediu și Comisia pentru Agricultură din Parlamentul European. Potrivit economica.net, clonarea animalelor în scopuri agricole revine în atenția europarlamentarilor după ani în care Comisia Europeană a adunat informații și a elaborat un proiect de lege prin care se dorește interzicerea tehnicilor de clonare animalelor în scopuri agricole și promovarea clonelor vin. În contextul în care niciun regulament. European european nu face referiri explicite la clonare, proiectul vrea să impună restricții clare cu privire la producerea și folosirea acestor animale în alimentație. Folosirea acestor tehnici este însă permisă în cercetare, pentru conservarea unor specii aflate pe cale de dispariție ori pentru producția de medicamente. Tinerii fermieri pot beneficia de finanțări nerambursabile, care pot fi accesate prin măsura 6, dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor sub măsura 6.1. La fel ca și în exercițiul financiar trecut, banii europeni se acordă fermierilor adecvat pregătiți, care se stabilesc pentru prima dată într-o exploatație agricolă ca șef acesteia cu scopul de întreținerea a generațiilor de agricultori, de creșterea competitivității exploatațiilor agricole. De acest sprijin a beneficiat și Florin Marius Barbu, din comuna Doljană, Sălcuța, care a reușit să obțină o finanțare de 25.000 de euro prin măsura instalarea tinerilor fermieri. După depunerea, verificarea și contractarea proiectului, în februarie 2012 a înființat PFA Barbu Florin Marius, potrivit publicației România Rurală. Prin intermediul proiectului, tânărul fermier din Sălcu Călcuța a luat o serie de măsuri pentru a crește veniturile exploatației. Exemplul lui poate fi urmat și de alți tineri fermieri care vor să obțină fonduri europene. Știrile din agricultură au ajuns la final. Sunt Raluca Săcuianu, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă invit să rămâneți în continuare alături de TV. O seară minunată vă doresc!